Accident cumplit în această după-amiază pe drumul național 65 pe raza localității Priseaca. 19 oameni au fost implicați într-un grav accident cu 6 vehicule, printre care și un microbuz cu pasageri. În accident au fost implicate un microbuz, un autocamion, o autoplatformă cu cap tractor care transporta autovehicule, dar și 3 autoturisme. În total au fost asistate medical la fața locului 19 persoane. O persoană a fost găsită decedată. Șoferul autoplatformei spune că s-a trezit lovit de un autoturism. Am fost acroșat. V-a acroșat care mașină? Cea cu Ford. Cred că trebuia să facă stânga ceva, nu știu ce a vrut să facă acum. Și a intrat direct în mine, a intrat în roata din partea stângă. Și apoi v-a proiectat? Am luat-o pe șanț. Am ajuns pe aici. Un bărbat de 49 de ani din Scornicești, care se afla în microbuz, a murit pe loc. Printre victime s-au aflat o gravidă și 2 minori. Răniții au fost transportați cu ambulanțele și echipajele SMURD la Spitalul Județean de Urgență Slatina. 2 victime cod roșu, dintre care o gravidă, 2 minori de 12 și 6 ani, iar celelalte victime erau adulți. În total, la spital au fost transportate 16 persoane. Din primele verificări se pare că mecanismul producerii evenimentului rutier reprezintă nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare în mers față de autovehiculul din față, ceea ce a dus la un adevărat carambol pe drumul național. S-a întunit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Circulația între Slatina și Pitești a fost oprită aproape 3 ore în urma accidentului. Pentru mașinile mici, traficul a fost deviat prin localitatea Priseaca. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.